Sărbătoarea Mărului, aflată la cea de-a noua ediție, s-a desfășurat și anul acesta în comuna Batoș. Duminică, centrul localității a fost plin de oameni dornici de a-și cumpăra mere la prețuri modice, dar și alte produse ecologice din zonă. Specialitățile culinare nu au lipsit nici în acest an, lucru care a atras gurmanzii. Oficialitățile au punctat importanța acestui simbol al zonei. Astăzi, noi avem datoria, prin sărbătoarea pe care o organizăm, să promovăm atât mărul, cât și lucrurile românești și comuna Batoș. Eu zic că este nevoie să facem această sărbătoare, acest eveniment, și Batoșul merită ca în fiecare a doua duminică din luna octombrie să aibă sărbătoarea comunei, sărbătoarea mărului. M-am gândit că este foarte frumos acest festival și într-adevăr am venit puțin mai repede și am văzut toate standurile și inima mea mi s-a umplut cu bucurie câte produse frumoase sunt. Roadele muncii multor sute de oameni care lucrează în livezi și acelor investitori care n-au lăsat să moară pomii fructiferi, ba mai mult, au investit pe parcursul anilor și au făcut ca aceste dealuri să reușească să producă roade frumoase. 10% din merele care se consumă în școli, la nivel național, pleacă de aici, de la Batoș. Deci în toată țara aceste mere pe care le produceți aici ajung. De asemenea, spunea că nu reușește să facă față cererii pe care acele moluri care înainte nu primeau merele de la Batoș sau de la Reghin sau din alte părți ale județului, există acum o contractare care abia poate fi onorată cu produse, ceea ce este un fapt îmbucurător. Nelipsite au fost momentele artistice. Pe scenă s-au perindat ansambluri și interpreți de muzică populară care au încântat publicul prezent. De asemenea, nu au lipsit concursurile specifice sărbătorii Mărului, cum ar fi trasul remorcii. Cei mai puternici oameni din comună s-au întrecut pentru a câștiga premiul cel mare. Tinerii au avut șansa de a se bucura de o discotecă în aer liber după terminarea programului. La prețul de un leu kilogramul de mere, mulți oameni s-au aprovizionat pentru sezonul rece. S-au vândut câteva tone de fructe, lucru îmbucurător pentru producătorii din zonă.